Acesta este sfatul meu pentru tine. Faceți mai multe greșeli și nu vă faceți griji. Principalul lucru este că atunci când cazi, să te ridici din nou, cazi și te ridici. Am picat examenul de terminare a școlii primare de 2 ori și, dacă mi-aduc bine aminte, de 3 ori nu am reușit să trec de examenul de absolvire a gimnaziului. Când am terminat facultatea, am început să caut un loc de muncă și am fost refuzat de peste 30 de ori. Așadar, bucurați-vă de tot acest proces. Când sunteți la o vârstă fragedă, profitați și învățați de lecțiile pe care viața vi le oferă. Pur și simplu, bucurați-vă de spectacol. Doza de motivație prezintă Jack Ma, antreprenor chinez, fondatorul și directorul platformei Alibaba Group. Este unul dintre cei mai bogați oameni din China, cu o avere estimată la peste 50 de miliarde de dolari. Cum să reușești în viață? Până la vârsta de 20 de ani, trebuie să fii un student bun. Antreprenoriatul îți va oferi doar experiență. Până la 30 de ani, mergeți și munciți într-o companie mică. Într-o companie mare vei fi doar o părticică mică dintr-o mașinărie enormă. Însă într-o companie mică vei învăța ce înseamnă pasiune, ce înseamnă să visezi. Vei învăța să faci mult mai multe lucruri. Până la 30 de ani nu contează foarte mult compania în care lucrezi, ci șeful pe care îl urmezi. Este foarte important acest lucru, deoarece un șef bun te va învăța diferit. Între 30 și 40 de ani, trebuie să vă gândiți foarte clar dacă vă doriți să deveniți antreprenori și trebuie să fiți cât mai productiv posibil în tot ceea ce vă doriți să realizați. De la 40 la 50 de ani, ar trebui să vă concentrați asupra lucrurilor la care sunteți cu adevărat buni. Nu încercați să vă schimbați domeniul de activitate, este prea târziu. Da, puteți avea succes, dar rata de eșec este prea mare. Iar când aveți între 50 și 60 de ani, munciți pentru tine, investiți în tine, pentru că tinerii se pot descurca mai bine. Așadar, bazați-vă pe ei, ajutați-i și îndrumați-i. Și nu va dura mult până vă veți convinge că sunt adevărați profesioniști. Când aveți peste 60 de ani, petreceți cât mai mult timp pentru voi înșivă. La soare, la plajă. În mod normal, e prea târziu pentru schimbări majore. Tinerilor le recomand să nu-și facă griji cu privire la eșec. Fiecare greșeală de astăzi vă poate aduce profit în viitor. Este o oportunitate minunată pentru voi. Viitorul nu va fi o luptă pentru cunoaștere. Va fi o luptă pentru creativitate. O luptă pentru imaginație, pentru învățare. Va fi o luptă pentru gândirea în afara tiparelor. Și dacă veți gândi la fel ca toți ceilalți în modul automat, veți avea probleme. În ultimii 20 de ani, oamenii au lucrat ca niște roboți. Iar în următorii 20 de ani, roboții vor lucra ca niște oameni. Așadar, viitorul nu constă în cunoaștere, ci în înțelepciune și experiență. Trecutul a fost al cunoașterii și al producției. Viitorul va fi al creativității. Cred că în următorii 30 de ani, lumea se va schimba foarte mult. Noile tehnologii vor schimba fiecare aspect al vieții noastre. Sunt sigur de acest lucru. Lumea ar trebui să se concentreze nu doar pe IQ, coeficientul de inteligență, ci și pe coeficientul iubirii, pentru că numai atunci când îți pasă atât de cei a căror viață este mai grea decât a ta, dar și de cei care au reușit, care au mai mult succes decât tine, aveți toate șansele să schimbați această lume și să creați ceva care să merite. Am eșuat de multe ori. Acest lucru poate părea ridicol pentru mulți dintre voi, dar am picat examenul de terminare a școlii primare de 2 ori. Și de 3 ori nu am reușit să trec de examenul de absolvire a gimnaziului. Mi-am dorit să intru la facultate. Pentru asta a trebuit să susțin examenele de admitere. Le-am picat de 3 ori. Imaginați-vă, 3 ani la rând am încercat să intru la facultate. Când am absolvit facultatea, am început să-mi caut un loc de muncă. Și am fost refuzat de peste 30 de ori. Am vrut să obțin un loc de muncă în poliție, dar mi-au spus că nu ești potrivit pentru noi. Am încercat chiar să obțin un loc de muncă la KFC, atunci apăruse KFC în China. Îmi amintesc că eram 24 de persoane, am mers să ne angajăm acolo. 23 au fost acceptate, iar eu am fost cel refuzat. Chiar și atunci când mi-am dorit să mă angajez în poliție, eram 5 persoane, 4 au fost acceptați și eu am fost refuzat. Așa că sunt obișnuit să fiu respins, m-am obișnuit să primesc refuzuri. Și apropo, am uitat să vă spun, am aplicat de 10 ori la Harvard, m-au refuzat și acolo. Am învățat foarte multe din filmele de la Hollywood, mai ales din filmul Forrest Gump. Vă place Forrest Gump? Îl ador. De ce vă place? Pentru că era un tip simplu, care nu renunța niciodată. Oamenii îl credeau un tont, dar el știa ce are de făcut. Eram în state prin 2002 sau 2003, poate chiar mai devreme, și îmi doream foarte mult să văd acest film și nu reușeam să-l găsesc pe internet. În cele din urmă am reușit să văd filmul Forrest Gump în casa prietenului meu.
Când l-am văzut, mi-am spus, acesta este tipul de la care ar trebui să învățăm cu toții. Să crezi în tot ceea ce faci, să iubești tot ceea ce faci și nu contează cum te percep oamenii, să rămâi un om simplu. Îmi place foarte mult această frază, viața e asemenea unei cutii de praline. Niciodată nu știi ce găsește înăuntru. Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge să vorbesc aici în fața voastră, dar uite că astăzi s-a întâmplat acest lucru. Le-am spus colegilor mei acum 20 de ani, cu care împărțeam același apartament. Băieți, trebuie să muncim din greu, nu doar pentru noi. Dacă noi putem avea succes, atunci 80% dintre tinerii Chinei pot avea succes. Niciunul dintre noi nu are părinți bogați, rude influente, nu avem niciun dolar în bancă și nici conexiuni în guvern. Tot ce trebuie să facem este să muncim ca o echipă pentru succesul nostru comun. Sunt îngrijorat de faptul că foarte mulți tineri de astăzi își pierd speranța, nu își stabilesc obiective și încep să se plângă. În compania mea mă confrunt cu acest lucru și știu din proprie experiență că nu este un sentiment foarte plăcut să fii respins de atât de mulți oameni. Deseori avem stări de depresie din această cauză, dar trebuie să știm că acest lucru nu este pentru totdeauna. După ce începem să ne revenim, înțelegem că există o grămadă de oportunități în această lume. Tot ce contează este cum priviți această lume și cum profitați de toate oportunitățile. Pe mine, de exemplu, Hollywoodul m-a inspirat foarte mult. Când eram tânăr, îmi spuneam mereu, totul este posibil, acum știu că nu e chiar așa. Când încep să conduci o companie atât de mare, trebuie să ții cont și de ceilalți. Eu, de exemplu, trebuie să țin cont de tot ce se întâmplă la nivel global. Trebuie să iau în considerare interesele cumpărătorilor, ale societății, angajați, acționari. Sunt atât de multe lucruri și mă gândesc că doar continuând să muncești din greu, îți vor apărea și oportunitățile. Însă dacă nu vei face nimic, totul este imposibil. Dar dacă faci un prim pas, cel puțin ai o speranță. Important este să-ți păstrezi calmul, găsește-ți echilibrul și în același timp fii gata de acțiune. Deoarece afacerile sunt o competiție, iar o competiție înseamnă distracție. Afacerile sunt o luptă. Dacă concurentul meu pierde, eu voi deveni câștigător. Și chiar dacă eu voi pierde mai târziu, va apărea un alt câștigător, nu-i așa? Așadar, să faci afaceri este incitant. Nu cred că există foarte mulți oameni în lume care au fost respinși de peste 30 de ori. Secretul meu este că eu nu renunț niciodată. Sunt ca Forrest Gump, continuu să lupt, continuu să mă dezvolt, nu mă plâng niciodată. Și nu contează dacă ai succes sau nu. Am observat că oamenii care părăsesc compania noastră din cauza unei erori sau unui proiect eșuat și aleg să se plângă altora, aceștia nu se vor mai întoarce niciodată la noi. Pentru că prin acest lucru renunță. Însă dacă persoana își face o autoevaluare și își dă seama că a greșit aici, a greșit acolo, înseamnă că mai are o speranță. Foarte mulți oameni cu care am vorbit în acel moment despre Alipay mi-au spus, aceasta este cea mai stupidă idee pe care ai avut-o vreodată. Dar eu le-am spus, nu-mi pasă dacă este o idee proastă sau nu, atâta timp cât oamenii îl folosesc. Astăzi avem peste 800 de milioane de oameni care folosesc Alipay. Încă prin 1999-2000 și chiar în perioada Yahoo, mulți spuneau, acest Jack este un nebun, face ceva ce noi nu înțelegem. Va obține bani de la capitaliștii de risc doar atunci când va lucra conform modelului american deja existent. Alibaba? Acest model nu va funcționa niciodată. Au continuat să o repete, acest Jack este un nebun, am nebunit. Îmi amintesc când am apărut prima dată în revista Time. M-au numit Jack cel nebun. Acum cred că a fi nebun e chiar mișto. Eram nebun, dar nu prost. Știam ce fac. Dacă ar fi fost toată lumea de acord cu mine, dacă toată lumea ar fi crezut că ideea mea va funcționa, poate că nu aș fi avut nicio șansă. Sunt foarte recunoscător investitorilor pentru banii pe care am reușit să-i strângem. Și când aceștia câștigă foarte mulți bani, este o onoare pentru mine și sunt mândru de asta. Cu toții suntem diferiți și fiecare dintre noi este unic. Așadar, fiecare trebuie să aibă propriul său drum. În zilele noastre, foarte mulți oameni se vaită și își spun mereu, nu mi-apar oportunități. Și eu mă plângeam foarte mult când eram tânăr și brusc mi-am dat seama că dacă voi reclama tot timpul, nu îmi voi rezolva problemele. Oportunitățile sunt întotdeauna acolo unde oamenii se vaită. Această lume ne oferă o grămadă de posibilități, doar pentru că sunt foarte mulți oameni care se plâng. Și dacă veți reuși să rezolvați măcar una dintre toate aceste reclamații, veți avea o oportunitate extraordinară de a obține succesul și de a ajuta pe ceilalți. Exact asta am făcut eu. Așadar, dacă vreți să fiți antreprenori, nu vă fie frică de dificultăți și înfrângeri. Nu renunțați niciodată. Când ne-am început afacerea, am fost 18 fondatori, inclusiv eu. Și majoritatea acestor 17 oameni sunt colegii mei de clasă.
Acum oamenii se vor gândi că suntem cei mai deștepți oameni din China. Dar nu suntem cei mai deștepți. Noi doar am mers tot timpul până la capăt. Cu toții am absolvit școli foarte sărace și am urmat cele mai simple principii ale succesului. Suntem uniți, credem cu toții în viitor, suntem cu toții optimiști, învățăm din greșeli și nu renunțăm niciodată. Dacă sunteți din familii înstărite și ați absolvit universități de prestigiu, vă rog, respectați persoanele din familii sărace care au absolvit școli obișnuite. Iar oamenilor ca noi care provin din familii sărace, le spun, vă rog, respectați-vă, aveți șansa de a schimba această lume. Oamenii vor spune, ați avut noroc. Da, am fost foarte norocoși, că am făcut atât de multe greșeli. Ne-au trebuit 19 ani pentru a ajunge unde suntem astăzi. Am făcut atâtea greșeli, că oamenii nici nu-și pot imagina. Și toate aceste dificultăți în toți acești ani ne-au făcut foarte puternici.